Bună ziua, Martinica! Bună ziua, Simba! Suntem bucuroși să vă avem astăzi alături de noi. Să continuăm să studiem alfabetul etichetului. Simba, sunt foarte bucuros că ai venit la mine, o speție. Cât de mult te-am așteptat, Cum îți merg treburile? Să știi, Martinica, că și eu sunt foarte bucuros că am venit astăzi. Și este foarte vesel la tine, dar să știi că eu astăzi am venit cu o surpriză pentru tine. Privește ce cadou minunat ți-am adus. Vai, mulțumesc! Ce amabil mai ești, Simba! Ești un leu amabil! Vai, Martinica, dar ce este acesta? Amabil, eu iată nu știu, Martinica, ce înseamnă cuvântul amabil. Poți să-mi explici, te rog? Copii, dar vă știți ce înseamnă a fi amabil? Pentru aceasta, noi cu Martinica vom deschide dicționarul explicativ și ascultați foarte atent. Amabil înseamnă a fi prietenos, binevoitor și politicos. Vezi? Ați înțeles ce înseamnă a fi amabil? Politicos, prietenos. Vai, Martinica, iată am înțeles și eu ce este amabil. Și mai departe în viață mă voi strădui ca să fiu permanent și cu toți amabil. Dragii mei, am pregătit pentru voi o poveste. O poveste care se numește Vântul și Soarele. Este o poveste despre amabilitate. Vă așezați comod, Simba se așează comod și ascultați povestea. Iarna era de acum pe sfârșite și adierea primăvaratică încălzea aerul. Dar într-o clipă cerul se acoperă din nou cu nori și bătea vântul pentru a ca apoi să se însenimeze și soarele să-și facă apariția printre nori. În acel continuu, dute vino al timpului frumos și al timpului urât, vântul se gândi să se certe cu soarele. E inutil să te ostenești să-mi transformi în vapor norii cu razele tale, îl strigă el. Arată vremea cât este anotimpul meu. A început soarele pe care nu-l interesa decât să-și continue călătoria de la est la vest, nu-i dădu nicio atenție, dar vântul nu era tipul care să renunțe ușor. Așa că începu să-l strige pe soare tot mai insistent, urlând din tot mai tare. Ei, tu, cel de sus, cu cine vorbesc? Minge mare, luminoasă! Soarele încercă să-și continuă drumul, dar vântul strigă după el cu toată puterea. Corinților să-i dea aia. Așa, dar fugi, fugi! Ți-e frigă de mine pentru că știi că nu mai poți întrece. Atunci soarele se opri, întorcându-se către el. Să te întreb? Cu ce să te întreb, vântule? Cu orice vrei, oricum, eu sunt cel mai puternic în toate. Se lăudă vântul. Ei, zice soarele, dar nu am foarte mult timp, în curând trebuie să apun. Atunci ești de acord că să te întreci cu mine sau nu? Întreabă vântul. Desigur, ce trebuie să facem? Celălalt îi arătă un domn care trecea liniștit printr-o piață. Îl vezi pe omul acela de jos? Ei bine, cel care îl va face să-și dezbrace haina pe care o poartă, va fi învingătorul. De acord, zice cam soarele, cum vrei. Încep eu, strigă vântul cu multă aroganță. Se umflă tot și început să sufle în direcția omului. La început părea că lucrurile merg bine.
Cu prima rafală, omului zbură pălăria. Aceasta alerga după ea să o prindă, dar nu era de ajuns. Vântul începu atunci să sufle cu mai mare putere. Surprins de acest frig neașteptat, omul se îndoi pentru a rezista la loviturile vântului. Ah, încerci să-mi reziști? Șuieră vântul. Ia să vezi cum o să-ți smulg de pe tine totul. Și suflă cu puterea unui uragan. Dar cu cât mai tare sufla, cu atât omul își strângea tot mai tare haina pe el ca să nu înghețe. În cele din urmă, vântul, epuizându-și tot sufletul, se simți istovit. Slei de puteri se dădu la o parte. Acum privește-mă, zice soarele. O să vedem dacă vei ști să procedezi mai bine, bombăni vântul. Era convins că dacă el nu reușise, nici soarele nu va reuși. Soarele, prin să șez, răspândească razele la început, a încet. Ah, zice omul, vântul s-a calmat în sfârșit. Soarele străluci cu mai multă putere, dar nu prea tare. Jos, în piață, omul început să se relaxeze. După atâta vânt rece, puțin soare era tocmai ceea ce voia. Aerul s-a făcut mai călduț, vai, ce bine e! Se îndreptă și, întorcându-și fața spre cer, se bucura de schimbarea vremii. Început să meargă fericit, cu un pas ușor, zvelt. Soarele făcu să crească puțin temperatura. Atunci omul, tot mai mult, prinse și deschide haina. Totuși e o zi frumoasă, zice omul mulțumit. Soarele început să încălzească de parcă ar fi fost luna iulie. Eh, zice omul, început să transpire, aș spune că acum e într-adevăr prea cald. Soarele a început să strălucească și mai tare. Uf, știi ce? Spuse omul atunci, chiar degeaba mai stau îmbrăcat cu haina asta pe o asemenea arșiță. Își scoate haina și o pune sub braț și intră în prima cafenea pe care o găsi în cale să mănânce o înghețată, să se răcorească. În timp ce vântul, de rușine, acoperea din nou cerul cu nori, soarele îi trimise un surâs frumos. Chiar dacă câștigase provocarea, nu avea nici timp și nici nu voia să se fălească cu victoria lui. Așa că, făcându-și prietenește cu ochiul adversarului său, își relugă în tihnă drumul spre vest. Simba, morala acestei povestiri este: mai multe rezultate poți obține fiind amabil decât făcând abuz de putere. Deci copilul ăsta se minte că mai mult putem câștiga în viața aceasta și avea rezultate mai bune atunci când suntem amabili, prietenoși, binevoitori, decât atunci când vrem să facem ceva și facem cu putere. Ne batem, ne certăm. Deci țineți minte această regulă. Amabilitatea ne ajută să trecem peste toate. Simba? Să știi, Martinică, că de azi înainte voi fi cel mai amabil leu. Și voi fi prietenos cu toți cei din jur. Dar tu, Martinica, eu la fel, mă voi strădui să fiu amabil. Dar voi, copii, cu aceasta, întâlnirea noastră de astăzi a luat sfârșit. Pa, pa! La revedere! Pe curând!